v-ați corect și având în vedere că urmarea cuvintorii prezenții, toți consilierii sunt prezenți la ședința de astăzi. Vă propun să începem chiar cu două minute mai devreme. Pentru început vreau să vă rog să spuneți dacă sunt ceva obiecții vis-a-vis de procesul verbal de la ședința din 30 mai. Proces verbal care a fost în dosarul la comisii. Dacă sunt ceva discuții vis-a-vis de acest proces verbal, obiecții. Dacă nu sunt, supunem la vot procesul verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Său din data de 30.05.2019. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, ține. În unanimitate, procesul verbal este aprobat. Rugăm pe domnul primar să dea citire ordinei de zi a ședinței. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Inițiator primarul. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a contractului de comodat încheiat între Comuna Său în calitate de comodat și grupul de acțiune locală Galu Valea Muntelui în calitate de comodatar. E vorba de spațiu de la fosta școală Straja. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor intervenție DALI a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția reparații capitale, parte carosabilă pe DC 146, de la kilometru 0 la kilometru 6, Comuna Asău, Asău și Apa Asău, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local venitul și cheltuieli pentru anul 2019, inițiator primar. Modificarea ordinii. Probleme diverse. Iar la modificarea ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru investiția anexă centrală termică, dispensarea Său, în Comuna Său, Sata Său, județul Bacău, inițiator primarul. Și mai e proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului al Comunii Său. E vorba de introducerea unui pasaj privind transportul de marfă, de mărfuri, având în vedere că a intrat în posesie autocamionul pe care eu știu, marca Iveti. Dacă mai sunt alte propuneri la ordine de zi, dacă nu supun la vot ordinea de zi prezentată, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri, unanimitate. În cuvântul domnului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind prelungirea președintelui. Consiliul Local hotărăște, articolul 1, domnul consilier Traicu Ioan se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Său pe perioada de 3 luni, iulie, septembrie, inclusiv 2019. Prezenta hotărârii se comunică instituției prefectului și va fi afișată pe site-ul primăriei. Dacă sunt discuții vis-a-vis de acest proiect, dacă nu spunem la vot proiectul, cine este pentru? Condiția să aducă la vot. Mulțumesc. Vă prim la tine. În unanimitate. A fost aprobat. Al doilea proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei valabilitate de comodat în calitate așa încheiat între Comuna Său și grupul de acțiune locală Valea Muntelui în calitate de comodatar. E vorba de actele normative. La articolul 1 se propune proiect de hotărâre, se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de comodat numărul 33-37 din 2-6-2019 încheiat între Comuna Său în calitate de comodatar și grupul de acțiune locală Valea Muntelui în calitate de comodatar pentru o perioadă de 5 ani de zile.
Crearea și prelungirea contractului de comodație va face pe noapte adițională. Cu aducerea la îndeplinire se încredințează la îndeplinirea prezentei hotărâri, se încredințează instituții prefectului și compartimentului tehnic urbanist. Vorba de GAL, de la Școala Straja, se prelungește, are documentație, are avizul și aprobarea Ministerului Învățământului, schimbarea destinației de activitate. Deci, așa. Discuții vis-a-vis de acest proiect? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Ține imunitate. Proiect de hotărâre privind drumul. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, DALI, a indicatorilor tehnico-economice și a revizului general pentru investiția reparații capitale, parte carosabilă pe DC-146 de la kilometru 0+00 la kilometru 6+00, deci de la centru, deci de la biserică până la școala Apasă numărul 1, la Bartea. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție DALI, indicator tehnico-economic și devizul general pentru investiția reparații capitale, parte carosabilă, pe DC-146 de la kilometru 0+00 la kilometru 6+00. Deci v-am spus până unii. Lucrările de reparație la carosabil existent pe DC-146, deci de la kilometru 0 la kilometru 6. Lucrări de ranforsare sistem rutier existent pe DC-146 pe aceeași distanță la kilometru 0 la kilometru 6. Lucrări de siguranță a circulației, marcaje rutiere, valoarea investiției fiind de 3.893.000, deci 3.893.219 lei, inclusiv TVA, din care construcții montaj, 3.451.747,36, inclusiv TVA-ul. Consiliul Local Comunei sau puternicește primarul Comunii, ca responsabil legal de proiect. Prezenta hotărâre se comunică instituții prefectului, județul Bacău, primarului, compartimentul financiar, contabil, resurse umane, compartiment dezvoltare și va fi afișat la serviciul instituției și pe site. Da. Deci este proiectul care, dacă vă amintiți, am discutat în ședința trecută și noi am solicitat atunci de chezuirea devizului pe care l-au făcut cei de la Universitatea de Bacău și posibilitatea de a include în, în aceste lucrări de reparații, inclusiv podul de la Nogea. Da. Am înțeles că varianta cu podul de la Nogea adică, pentru că ar fi o sumă foarte mare acolo. Da. Și am văzut și o adresă în... Noi am invitat aici. Dosarul, da. Am solicitat să vină să ne explice câteva lucruri, da. Și dumnealor ne-au trimis o adresă care a fost în dosarul de la comisie. Nu știu dacă toată lumea a văzut. Nu. Dar am să-mi permit să vă citesc vreo câteva paragrafe din această adresă. De la Bacău. În legătură cu întocmirea devizului general și stabilirea indicatorilor tehnico-economici, vă comunicăm următoarele. Lucrările prevăzute în proiect sunt conform cu datele din expertiza tehnică și studiul geotehnic. Din cele două variante recomandate de expertul tehnic, s-a optat pentru varianta 1, ipoteza ranforsărilor succesive. Această variantă constă în ranforsarea în două etape. Etapa A, în acest an, în 2019, am eu mare îndoială, prin banii, așa, de unde banii, adică nu prin banii, constă în așternerea de geosistemic castrat antifisură, apoi a unui strat de uzură de mixtură asfaltică în grosime de 4 cm. Aceasta după realizarea reparațiilor și plombarea acestora. Și etapa B se va aplica după circa 3-4 ani, la momentul constatării aparițiilor de defecte de gradări, și constă în așternere de încă unui strat de uzură de mixtură asfaltică în grosime de 4 cm. Pentru ranforsarea creșterea capacității portante a sistemului rutier existent, s-a aplicat această variantă,
având valoarea cea mai mică și un grad convenabil de îmbunătățire a situației existente, asigurându-se funcționalitatea obiectivelor pentru următorii 3-6 ani cu condiția gestionării, restricționării traficului greu. Deci discutăm iarăși de vechea noastră problemă cu traficul greu și ne asigură o funcționalitate de fabuloasă distanță de 3 ani. 6 ani, 4-6 ani. La ce condiții, nu știu. Mă rog. Asta ar fi fost varianta cea mai ieftină, da? Și varianta a doua, ipoteza reforsării inițiale constă în așternerea inițială an 2019 a unui strat geosistemic, strat antifisură, apoi a două straturi de mixtură asfaltice, strat de legătură din mixtură asfaltică cu grosime de 4-6 cm și a unui strat de uzură din mixtură cu încă de 4 cm. Această variantă este mai scumpă, cu circa 70% decât varianta 1, însemnând un efort economic imediat substanțial. Și s-a optat pentru varianta 1, care v-am spus, după ce se înșiră pe durata a 3-4 ani. Varianta 2 nu ceva valabilitate? Nu sunteți. Dar varianta 2 nu ceva valabilitate? Nu era vorba de valabilitate, era mai scumpă cu 70%. Deci, garanția. Tot, dar totuși nu le-au pus prețul, nu le-au pus cifrele, le-au pus varianta 1, dar cât costă? Varianta 1 e varianta care spun ei, este cea care a fost atașată la dosar, respectiv lucrări de reparații 966.724 lei, lucrări de ramforsare 2.300.977 și lucrări de siguranță circulației marcaje 170.255. Eu o singură obiecție am avut și rândul trecut, dacă vă amintiți, și mi-o mențin și acum. Vis-a-vis de aceste marcaje rutiere, pentru că constat că aceste marcaje rutiere se fac după cum m-am uitat și în devizul de lucrări, chiar cu atenție m-am uitat și m-am uitat și pe internet să văd cam cât costă un metru pătrat de marcaj rutier. N-am găsit decât în București, dar și bănesc alea din București sunt mai pretențioase, marcajele că sunt foarte multe. Da. Sunt semne adiționale care trebuie marcat în strada, pentru că la noi pe 6 km se face un marcaj discontinu în mare parte și continuu pe aici pe acolo. Și 2-3 treceri de pietoni, 4 puteți, unde mai fi treceri de pietoni. Și domnea lui, într-un material de acolo, ne spune că sunt 2025 de metri pătrați. Ori 6 km de marcaj longitudinal, 6 km. Ori 0,15, că n-are mai mult de 0,15. Dar n-are mai mult de 15, 13,15 e standard. M-am uitat pe internet, 13,15. E 3,25 euro fără TVA. Firmă din București care lucrează la marcaje rutiere. Dar de unde a spus dumneavoastră 2025 de metri pătrați, când dacă facem o socoteală? Nu știu, eu... Da, deci pe mine mă doare acest aspect. Nu mai spun de fapt. 900 de metri pătrați. Ori 0,5. Cât? Cât? 6.000. 6.000. 0,5.000, 900 de metri pătrați. 200. Vreți 2.000 ceva de metri. Dar probabil că face și noi. Și 2025 de metri pătrați? Că face și extremitățile. Cred că marchează tot. 6 metri cât e asfaltul, marchează tot. Nu știu, dar 900 de metri pătrați, se asemenea că face linia. Înmulțiți 6.000 cu 0,15 și vedeți și vă iese. 900 de metri pătrați. Și atunci de unde scoatem 2.000? Tânga dreapta și cealaltă. Așa se marge. Așa se marge. Mai discutăm acest aspect. Dar noi ca și clienti puteți să spuneți. Mă rog, tot la ședința trecută, dacă vă amintiți, am mai ridicat. Legată de faptul că dumnealor fac lucrări de reparații la carosabil în decursul a 4 ani, cu un soi de reparații care constau acum în plombare, acum, așa spun ei, în anul 2019, plombare și realizarea unor mici reparații. Abia după 3-4 ani vin și aplic acel strat de uzură de 4 cm și... Dacă se constată, dacă se constată defecțiuni... Dar nu se constată deloc. O să ne vorbim în 10 ani. Eu am senzația că, nu știu... Bă, nu... drumul ăsta e dat în folosință 2004. Deci el are 15 ani, cu cârpiel, cu a mai fost de vreo 2 ori atacat. Au fost și pe da. Dar nu, dar nici eu nu am înțeles aici. Deci,
Deci cum se aici se discută doar pe punctul A. Variantă. Punctul B, discuții peste 4 ani. Peste 4 ani, 3 sau 4 ani. Deci progresul ăsta de 38 miliarde acum doar pentru punctul A. Da. Da. Păi și ce dată va fi nevoie, va trece la punctul B. Nu. Nu e inclus în premiul. 38 miliarde nu e inclus în punctul B. Doar A. Da. 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 Să zic ca să lămurim, așa zic ca să lămurim treaba. Pe când? Să facem mai face marcajul? Face, nu știu ce procedură. Păi domnul Poiu, ar însemna că te marcajul să-l facă peste 4 ani. Nu ne-am vrește, nu aici. Dar și scrie exact, da, pentru varianta 1 și spune exact despre ce-i vorba. Și dacă va fi cazul, mai intervenim peste 5 ani sau când va fi cazul. Vorba lui primar, dacă ține 15 ani, de ce se dă? Eu întreb altceva, că dumneavoastră face această lucrare de bombare de reparații în 2019. Nu putea discuta de 2019. Face și eu. Nu avem finanțarea, că doar nu avem bani pentru așa ceva la momentul ăsta. Doamne, noi ne-am grăbit. Am zis să facem lucrarea asta, daliu ăsta, în ideea că referitor la fondul de dezvoltare și investiții, apare o oportunitate prin care să vedem finanțarea asta, pe care clar nu e nici până acum, dar am zis să-l avem făcut, nu o să ne apucăm, că începe să scriu alții care stau la rând. Dar eu zic să o amânăm la o discuție, ca să vină totuși domnul Lupeș aici. E întotdeauna, dacă au colaborat, au fost oameni de cuvânt, oameni și dar să nu luăm așa... Și totuși trebuie bagat și podul. Nu de ei, dar nu trebuie făcut podul înainte de asfaltate. Care podul? Podul de la voi. Podul e altă treabă. E altă treabă, dar trebuie înainte ca să nu mai după aceea. Iar cărbește, iar trebuie la asfalt și nu-i noștri. Trebuie 3 ani, dar merge să facă investiții. Nu mai bani. Dar acum ai investiții. Da, alte discuții, vă rog, vis-a-vis de acest aspect. Ce mai aveți? Băi, documentația e pregătită, e afară. Domnul Țuțu, vă rog, hai spuneți cu... Da, să auziți și mai. Băi, nu, trebuie să primim neapărat și podul. Dacă avem 50 de miliarde să facem asfaltul, nu mai avem 3 să facem și podul. Dar nu poți primi un cadrul proiectului ăsta. Băi, nu, separat. Parte pe tot aici, de ce spune? Da. Deci problema am ridicat. Băi, dar așa e exact. Proiectul ăsta nu mai poate face încă o dată. Are vizele... Băi, separat. Domnul primar, este proiectul vechi. Păi, să respectăm proiectul vechi, la pod și gata. Iar restul ce privește la pod, acolo și mai trebuie, toate, când se face, acum mai Galiu, când se face proiectul, niște tuburi, vedem la mână, scoate și o face. Dar referitor la podul ăsta, nu, lucrare... Pe prin proiectul vechi, trebuie făcut din proiectul vechi podul și nu vine o asfaltare pentru noi. Dar sunt 50 miliarde, mai sunt 3. Da. Dar nu sunt nici... Dar nu s-o fi! Nu sunt nici... Alte, nu sunt, dar... Nu fi trec, nu am nici... Cum... Cum am zis? Asta și eu am zis. Da. Rămânem atunci... Rămânem la... propunerea de a invita totul cu domnul dar nu mi-aș să vină așa aici să ne prezintă. Zic că mai lălărit, cum o rândă de zi. Și după aceea, eu ne-ai explicat, care și-a făcut tot din toată documentația care mi-a prezentat. Ne spune ceva de anul ales ei. Mai stăm cu o lună sau două, omul din concediu, nu dacă așa le spune. Și tot așa o să le spună, pentru că eu cu o analiză. Dacă vrem, putem să-l aprobăm și spunem ce amendamente avem acolo. Domnule, nu vrem să tragi și cu copaci, inclusiv marcaj. Vrem doar marcaj pe mijlocul drumului. Dacă noi dăm drumul înapoi ca să înceapă undeva, deja am pierdut o lună, două, din când totul îl lăim. Aducem amendamente din care ei vor ține sau nu cont, vom vedea. În primul rând și finanțarea tot o să trebuia să asigurată în altă parte, nu avem să alege la tine. Se franșeză programul. Referitor la podul la Nogea. Referitor la podul la Nogea, în timpul ce se derulează proiectul ăsta, putem din resurse proprii, dacă o fi la rectificări de buget, să dormim altă sau să mergem proiectul vechi și să vedem ce facem cu el. Nu credeți că vine vântul și eu am făcut 6 km de asfalt în 2 luni și am plecat. Avem timp să intrăm. Podul e acolo, are 6 metri de lung, ci doamne, nu e așa. Dar nu putem să mai rămânăm tot am înțeles. Părerea mea. Deci sunt, mai sunt alte discuții? Deci sunt puse două opțiuni. Legat de proiectul ăsta, eu tot nu am înțeles să facem proiectul pentru ce? Ca să-l băgăm într-o linie de finanțare cu un program pe PNRR,
Nu. Păi eu pot să vă spun așa. Programele de port s-au încheiat, toate secțiunile sunt încheiate. Deci, pe port nu avem niciun fel de treabă. În PNDL. Programul este până în 2020. Noi suntem în 2009. Dar nu e prin PNDL. Care treaba? Atunci avem prin AFIR. Fondul de investiții și păi atunci prin PNDR AFIR vine. Pe banii ea, prin partea de AFIR vine, nu? Păi nu, e și AFIR-ul, AFIR prin fonduri europene. Ăsta e un fond care se zice de la guvern, de unde dracu să strânge banii. Da. Nu știu prin care, când se declanșează, să avem documente. E un alt fel de... Altfel tare mai ne dăm plus. Cu propunerile și... Despre ce vorbim noi în propoziții? Că fi cineva, că să zic cineva, avem o clarificare. Domnule, se deschide linia nu știu care, se deschide PNDR care, se noi, se deschide ce depui vrei, ce hârtie albe, nu trebuie să ai. Dar se deschide ce depui vrei, dar eu vreau și vă întreb, avem în primăria asta 100 de proiecte care tot le-am făcut, am plătit și stau acolo în mal. Și nu le-ați depus la nimic. Nu chiar așa. Păi nu-i chiar așa, demonstrații că e altfel. Tot facem proiecte și așa ce facem. Îi dăm drumul și dacă undeva se găsesc în finanță și gândește ce au și aia lasă o problemă de infrastructură, le alocăm și noi. Pe ce? Cum a zis domnul primar, pe 5 foi albe, îl faci, îl întocmești, l-ai dat drumul, îl depui acolo și o să vezi când vine și campania electorală, vin și alege și o să se găsească și ceva. Să spunea că la acest cine costă dacă de bani? Investiții, la acest fond să spuneți că duci cu proiecte tehnici, cu autorizație. În urma unor discuții care ai fost cu mine, domnul vice, cu ministrul dezvoltării, Ministerului Dezvoltării, eu zic, nu, domnule, s-o s-a venit în guvern să fie o studiu de autorizabilitate, că n-ai cum să ai și proiect și autorizații, soții și avize, și numai n-ai prins bani. Aveți cu un studiu de autorizabilitate, cu un aleg, și când se declanșează, îl depuneți. Aici, asta e cel mai clar. Cine? Ați mai făcut domnule, ați făcut problema asta la partid, la Bacău, unde? Că n-apare nicăieri. În toată România asta, eu am discutat și nimeni nu poate să-mi spună se deschide o linie de finanțare, alte linii de investiții. De pe ce? De pe ce? Că v-a spus dumneavoastră cineva ceva? În eventualitate că se va deschide. Lăsați eventualitate. Lăsați în deschide. Și cum să lăsăm? Și atunci ce se face? Dacă noi nu avem nimic pregătit, tot așa strângă toată lumea. Faceți proiecte, faceți proiecte. Asta înseamnă proiecte. Am făcut documentație. Când s-a deschis o linie de finanțare, am introdus proiectul. Dacă nu, abia atunci ne apucăm. Uitați, avem un lucru când trebuie să trecem un proiect. Când ne pregătim, uitați cum timpul durează. Au fost programe 2014-2020. Dar nu s-a stricat în 2019. În 2014 trebuia s-a turnat. Acum mai stricat drumul. Nu în 2014. Despre asta vorbim. Noi vorbim despre drumul ăsta. De la Aseu la... Toți spuneți programii, voturi, nu trebuie să-i faceți, dar cum, dacă tu nu ai pregătit documentația, nu mai faci. Durează șase. Deci, domnul Obiect, eu nu am înțeles. Nu, spuneți-mi, deci până acum au fost două variante. Până la dumneavoastră. Nu discut de varianta care e de execuție. Nu. O variantă așa, așa. Au fost două discuții aici vis-a-vis de retragerea proiectului, amânarea proiectului pentru o altă ședință, să vină domnul inginer. Așa. Sau propunerea domnului Dogariu, care spunea să supunem la vot acest proiect, dacă trece, noi să avem documentația făcută. Dumneavoastră, ce propuneți concret vis-a-vis de... Eu propun următorul. Asta. Când mă interesează proiectul ăsta, din ce surse este finanțat acum, pentru ăsta? Din ce bani? Urmează să identifica sursele de finanțare. Avem proiectul făcut. Avem documentația. Dar nu e proiectul, e un studiu. E studiu. E studiu, da. Păi și din ce bani e plătit ăsta? Vom vedea, poate își apar bani. În primărie, domnule, ăsta, proiectul ăsta de nu se plătește cineva. Dacă apare bani. Câți bani? De fond. La care s-a spus? L-ați scos pe SIAP ca să căutați contul ăsta, ca să facă daliu? Cu tema de proiectare, cu tot ce trebuie la el? Bineînțeles. S-a făcut achiziții pe SIAP? Nu, inginer, spune că a făcut achiziții, ce trebuie. Ați făcut achiziții? Dar nu când avem daliu făcut. Daliu tot, curate cu tot. Pe SIAP l-ați scos? SIAP a făcut achiziții directe. Bă, bine. Bă. L-ați achiziționat, faceți proiectul, ce faceți cu el? Facem daliu. El trebuie aprobat. Îl faceți și daliu aprobat și vezi. Ce faceți cu el? Stați cu el în raft? Și în speță, domnul primar și domnul vice, vor să mergem prin FDSI.
prin programul ăsta, din fonduri de dezvoltare și investiții, care... Vrem. Asta ar fi mică oportunitate, nu că vrem. Noi căutăm sursa, asta e. În fondul ăsta, ați citit în fondul ăsta, ați luat informații, fondul ăsta este, se dezvoltă, da, sau ați auzit? Se dezvoltă în mod, la se dezvoltă, acum... Păi așa ați făcut, domnule, și cu podețul ăla, care tot, de fiecare dată, același podeț de 5 miliarde, îl puneți în față. A fost că atunci l-am dat deoparte, l-am respins. Miliarde, domnul de bani. Proiectul ăla l-am respins atunci, ca să vină proiectantului să ne dea socoteală cu un podeț care se extindea cu 1,20 m, cu 1,5 m, pe lungime de 5 metri, costa 5 miliarde, domnule, și podul de la Brănen, de la... costa 9 miliarde, un pod făcut bistitrot. Păi, și l-ați dat deoparte. Întrebarea este, tot la fel plătiți și le dați deoparte și nu mai apare niciun proiect. Au fost 3 miliarde, 5 au fost, domnule. Haideți că divagăm acum. Și acum, păi nu, cred, tot în același traseu este și podețul ăla. Despre ce vorbim noi? Spuneți propunerea concretă vis-a-vis de ce supunem la vot, că am înțeles discuția. Băi, vă spune ce sunt rog, dacă acest raport, dacă acest pariu... Sunt două discuții până acum și am venit a treia. Paliul ăsta îl aprobăm să stea în raft? Nu să stea în raft, că uităm să facem la vot. Auziți, domnul Băi, să spunem respingerea proiectului sau ce? Domnul Băi, ca să spunem ce supunem la vot noi. Deci eu am pus problema în mare să vedem ce e proiectul. Și sunt pentru amânarea lui, nu? Adică nu să-l votez că trebuie să stea în raft acolo. Auzi, dacă nu are până domnule, până când vine un proiectant sau vine ceva, să ne... Domnul Bobete, să se clarifice sursa de finanțare posibilă și doi, al doilea, mie mi se pare proiectul ăsta o alandală. Dar nu-i proiectul, domnule. Au zis și când se va găsi sursa de finanțare, dacă noi nu avem documentația făcută, deci atunci e fată, nu știu. Eu vă spun sigur că va sta pe raft, nu va să lasă stradă. Trebuie să, da, dacă noi Consiliul Local nu dăm drum ca să treacă un dalii din asta, o să spună domnul primar și cu administrația pe bună dreptate că domnule, am vrut să mă duc la București cu un dosar, dar nu vreau Consiliul Local să-mi-l aprobă. Și prin Consiliul Local doare mâini. Dacă asta cer oamenii ăștia care vor să facă ceva, or să găsească, că la FSI, FNSI, unde vor găsi, vor găsi finanțare. Nu-l vota atunci și spune oamenilor că nu putem să mergem mai departe, că ne gramponăm că nu știu ce are. Cetățenii toată ziua asta zice, drumul de pe asta, drumul de pe apa asta. Domnul președinte, supuneți la vot, supuneți la vot. Deci avem trei soluții din discuțiile care s-au făcut. Domnul președinte, domnii consilieri au clară ideea despre ce înseamnă proiectul ăsta? Se repară întâi cât asfalt se pune, prima etapă, a doua etapă, a șapte, în trei, în cinci, în momentan 10. Momentan nu se face nimic. Momentan nu se mai pune mult. Păi eu nu aprob un proiect care nu-l înțeleg, domnul. Dar ce n-ați ținut ședința de comisii când trebuie? Să-l studiați, să-l frecați, să-l puneți pe mochi, să-l dați... Dacă nu se dă drumul, voi l-am înțeles foarte. Ce vrea acum? Nu ne înțelegi mai bine. Da. Să vii în ședința, să filmeze, să dă inspectat. Deci avem trei variante de vot în funcție de ceea ce s-a discutat până acum. Dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu mai sunt și alte discuții. Vă ascult, doamna. Vi le expun. Dar vi le spun imediat, îmi dați voie. Dar poate vrea să mai spuneți ceva. Vreau să vă spun cele trei variante care s-au discutat până acum, nu? A fost prima variantă, cea legată, a intervenit varianta domnului Bobincu, care spune să-l amânăm pentru o ședință ulterioară. Nu a spus dumneavoastră așa acum. Era varianta, nu era. Nu era pentru pot, poate. Nu. Bun, două variante. Una de amânare și una să trecem cu amendamentele care le consideră fiecare. Care amendamente? Păi ce are? Îmi spune ce amendamente să amânăm. De exemplu, prețul de amânare, la marca. Domnul Vare, ce zona va trebui să explice unde sunt 2150 de metri pătrați de marcaj, nu? Adică dacă te-ai adus ca așa amendament, nu ar fi marchezul așa. Nu și ce tu să-mi faci numai axul drumului, când legea spune că trebuie marcat și lateral și tot așa. Ce trebuie marcat și tot așa? Uitați aici, dejucări de siguranță a circulației marcajului, suprafața existentă carosabilor, este egal cu 6.000 de metri, mulțit cu 6, de 6 km cu 6 metri, 36.000 de metri, lungimea drumului. Acum, marcaje rutiere longitudinale, transversale și diverse, 3 rânduri de linii, mulțit cu 6 km,
înmulțim cu 15 lățime, înmulțim cu 0,75 de înlungimea asta de 3,6 de 18 km. Deci de înlungimea asta de 3,6 de 18 km. Așa? Numai 75% vine marcajul, mai vine întreruperi. Eu nu înțeleg ce trei marcaje fac, nu e faci cu trei marcaje. Haideți să fim serioși, că dacă votați în proiectul lor acolo, o să găsiți că tot ce ei frezează din drum, îl bagă la șanțuri și îl face și îl trece. Unde mai faci tu marcaj lateral? Nu ne trebuie, nu ne trebuie marcaje laterale la drumul ăsta care... Păi nu, dar așa nu se zice foarte bine aici în dreptate, dar așa spune legea. Unitatea standard de proiectare, unde nu poți să faci un vrei tu. În proiectare, tu ceri ca și client, ceri acolo, eu vreau doar pe mijloc. Cum adică, dar la asta, la drumul, care s-a turnat acum multe, de la șantă la Bialic, un marcaj pe centrul drumului, doar atât. Nu poate renunța. Dar bineînțeles. Asta vă spun că ăsta e un client, eu plătesc, domnule, atât am făcut. El trece acolo, dacă el zice, domnule, nu pot să accept amendamentul ăsta, cum oblig legea. Deci, condițiile astea, tot în prezența dumnealui trebuie să discutăm lucrurile astea. Dacă nu consiliu local, ce primăria noi, dacă nu trebuie să ne amendamente la acest proiect, vis-a-vis de ceea ce gândim noi, îi dăm drumul așa, cu amendamentele și amendamentele nu s-au făcut. Dar nu ne mai trebuie cu amendamentele, eu la un moment spun că ceva, e un profesionism la hârtia aia, nu? Și dacă așa se cere, când poți să... Deci, domnilor, haideți atunci să dăm. Vreți, avem varianta de amânare, în așteptare, să vină domnul inginer. Să-l supuneți la vot, dacă așteptăm. Sau să-l supunem la vot, să-l aprobăm și să-i dăm drumul așa. Dacă l-amânăm doar pentru mici chichiți, da? Ne stăm să ne gândim dacă îi trebuie două rânduri sau trei rânduri de marcaj. Nu-ți mici chichiți, că el vine cu niște valori. Păi el vine cu niște valori, e vorba de marcaj, mai sunt și alte valori, mai sunt și alte valori. Eu zic să-l aduc aici, să vină comisia aici mai mult. Gospodării și care de la noi și că facem o extraordinară rapid. Domnul primar, auziți, credința dinică. 10-11 iulie. Și-l aducem aici, nu putem nici aproba, e nu știu cifre. 10-11 iulie, de ce nu ți-o spune? Auzi, să spun ce, din bătaie de joc. Păi iulie și august, noi îi spunem acum 10-11 iulie, că o să dăm înainte. Ce mai bine acum, măi? Ce mai bine așa? Păi da, dar de ce nu vii? Vreau și eu să particip și mi-am luat concept deja că am zis că avem ședințe la final de când. Păi cum pleci? Atunci, pe 11. Păi facem mai mâine. Facem pe ceva. De 10 iulie și o facem așa. Nu faci să nu reapărăm. 10 ca nimeni. Bă, nici nu acum, dacă vrem să scoatem lateralele, dar nu știu dacă să scoatem. Pentru că, în primul rând, nu știm oamenii ăla că pot confirma și pot fi concediu. Pot, vezi, poate și alții vin să stea la dispoziția noastră, când și cum vrem noi. 10 iulie mie. Bun. Dar unii mai, când auzi cât îți pleacă în concert. Păi și eu plec în concert. Păi nu, dar sunt balță, e 7. Păi... Trai pe pe pe. Haideți, de ce nu vezi identitate? Care mai sunt probleme de atât de majori în proiectul ăsta, din ăsta? Care sunt atât de majori probleme? Din punctul nostru de vedere, probabil că sunt foarte multe, că prețul sunt foarte mari. Dar nu ține strict de noi. Nici pot să-i spun că îi sunt fac prețul. Nu ține strict de noi. Eu vă spun sincer, m-am uitat și la hotărârea de guvern 907, care mă invocă dumneavoastră da. Să facă aceste documentații. Hotărârea de guvern este deosebit de permisivă. Păi, îți dă dreptul să... Și atunci ce putem noi contesta hotărârea de guvern sau ce nu contestăm? Domnul președinte, astea fiind spuse, dacă legea permite să facă oricum orice ar face, noi suntem specialiști în Consiliul Local, să-i spun ăla care dorește, dar avem nevoie de infrastructură, avem nevoie de pod, avem nevoie de ce avem. Am făcut același lucru, prin aceleași măsurători, că e foarte scump podul la Nogea. Și iată că nu-l avem nici azi, după 7 ani. O rămas bătut în cuie, primarul i-a fost bine. Ați crezut că e scump? Foarte bine, n-am cu ce să vi-l fac, că n-am trecut hotărârea. Dovadă este că nu avem pod. Așa facem și cu drumul. Ori noi suntem concediu, ori ei sunt concediu, ori ei... Hai să nu uităm ce mai e grav în daliul ăsta, acum. Cine știe? Păi vedeți că nici nu vor ști, nici nu n-a viitoare. Eu nu sunt specialist în construcții, cum nici noi astăzi nu sunteți, cred. Deci luăm o hotărâre și vedem. Luăm o hotărâre și vedem ce diferite. Deci avem varianta amânării, proiectului. De ce condiții? De ce motivii? Îl amânăm. Discuție,
cel mai jos. Domnul inginer, o să vină. Și dacă vreau ce spune. Da, drumul acest proiect, așa. Și da, domnul inginer, stați să vă spun, domnul inginer mi-a arătat, ne scrie exact pe hârtie ceea ce a făcut. Nu ne-a dat documente, are documente scris, dar eu i-am făcut. Din discuția au rezultat. Să ne credeam. Sau să-l aprobăm așa cum este. Deci avem două variante. El e pus pe ordinea de zi. Eu cer să-l supuneți la vot și după aia vedem. Dar după aia asta vreau să fac, să supun la vot. Cele două variante. Prima variantă a fost acest proiect să-l aprobăm. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Auzi cum treabă. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Cine este de acord cu amânarea acestui proiect? Cea de-a nouă variantă. Dar ați votat odată, domnul? N-am votat. Ați votat? Mă rog, s-a făcut. Al treilea cine? Domnul, și vreau să mai fiu. Vreau să vă spun. Iar la amânare, acolo vă rog să consemnați în procesul verbal, în prezența specialiștilor proiectului. Prezentarea proiectului de către specialiști. Da, și eu ce-l scuzus că atât el consideră ca proiectant, că atâta costă, nu așa l-a spus? N-a venit să facem cu miliard. Este ăla dacă vine acum așa. Mă rog. Am de acord. Continuăm cu ordinea de zi. Vă rog, domnule. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Se aprobă rectificarea bugetului și cheltuieli pe 2019 conform anexei. Noi asta ați văzut că am primit repartiția unor sume de bani pentru WC-uri la școala Plătiniș, la școala Apa Său și la Ciobănuș. Din discuții cu domnișoara director și cu Ciobănușul, bănuiesc că zice, se preconizează să nu mai funcționeze. Grădinița nu are copii și începem cu 1 septembrie, cu 15 septembrie, deci acolo să vedem ce facem, că nu putem cheltui banii ăștia. La Plătinie și vorba să facem un grup sanitar și cu 50.000 de lei, cam greu de făcut, dar din discuții împreună cu domnul Vinci și cu proiectant, se poate face în sala de clasă, aia din spatele grădiniței, care școala nu mai are funcționalitate, se poate face din materiale ușoare, după norme, după tot. Iar la Apa Său, acolo există grupul sanitar, WC-ul, care e bine, e curat, e după norme, în schimb, trecerea din școală spre grupul sanitar, care se află lângă grădiniță, deci grădinița e avantajată, nu ies în fric și nu știu ce, iar de aici încolo să vedem o formă de a face o copertină, de a face ceva. O, aici copertină. Așa, distanța e scurtă. Și așa bani îi spusim la Apa, la Apa Său, la bani. 35. Da, 35. Da. Ei, pentru asta noi trebuie să contactăm un proiectant care să ne facă studiu și să facem și execuție. Ca condițiile în care se renunță la grădinița de la Ciobănuș, banii aia nu pot fi alocați și pentru... Nu mai putem să întrebăm la inspectorat. Nu știu, sunt copii. De adevăr, nu-i folosim. Nu, dar mai rămân 5 copii. După... O să vină la asta. Tocmai asta zic, că am văzut că se stabile separate pentru fiecare. Mai după prognoza asta școlară, ce își fac ei de ce însământul, mai rămân 5 copii din grădiniță la Ciobănuș. Care o să-i aducem, nu avem microbus, nu avem, o să vină cum vin clasa întâi, sau care.
16. Bine, dar se face... La Ciobănuș nu mai putea funcționa dacă nu avea mult la Păltineș. Deja e... Acum nu mai merge. Așa e tot și la direct. Ce-a spus inspectorul acesta. Păi da, la Ciobănuș sunt 4 de la Păltineș. De la Păltineș. Care e așa. Și aducem de acolo dacă sunt 5-6. Da. Discuții vis-a-vis de acest proiect. Când se preconizează începerea. Discuția cu primarul directoare. Primarul directoare zice că nu. Să aducem să funcționeze ca și clase, dar să o aducem la școală la său. O aducem la școală la său. Dar ce se la muncă? Doamna, mai să zic că nu rămâne. Nu rămâne pe matul. O să aibă cu ca și clasă, ca și clasă. Să bează, să formează la lucru. Dar să vină la ce aduc la lucru. Da, da, în septembrie. La solicitarea autorității publice locale pe baza documentelor justificative emise de către executantul lucrării și anume recepție parțială, recepție la terminarea lucrărilor, situații de față și faptul de ce... Și mai e o precizare undeva în față care spune că trebuie să urmezi banii anul acesta. Da. Dar lucrările trebuie să demarate acum, că nu s-au înțeles. La recepție, la recepție. La recepție, sigur că nu. Este tipa de lucrurile sau puterea constructorului și... Consiliile locale răspund în condițiile legii de utilizare a sumelor repartizate, astfel încât lucrurile să fie realizate în condiții de calitate și să fie finalizate înainte de debutul anului școlar 2019-2020. Două luni zile. În caz contrar, la sfârșitul anului, mai există o pierdeluță mică, la sfârșitul anului, sumele neutilizate se întorc la bugetul de stat. Deci, imperativ, până la început anului școlar, dar cu ușoare posibilități de a plăti termenul. Da. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Împotrivă. Un alt proiect de hotărâre. Privind aprobarea de vizi generată de investiția anexă centrală termică, dispensarea Său, Comuna Său, Sata Său, Județul Bacău, se aprobă de vizi general pentru investiție anexă centrală termică, dispensarea Său, Comuna Său, Sata Său, Județul Bacău, valoarea investiției fiind de 74.928 de lei, la care se adaugă 14.235,16 lei TVA. Valoarea construcției montaj 60.073,71, la care se adaugă 11.414 lei TVA. Da. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la articolul 1 se asigură de la bugetul local Comuna Său. Consiliul local al Comunei Său, județul Bacău, puternicește primarul responsabil legal de proiect. Prezenta se comunică prefectului, primarul, compartiment financiar, resurse umane, proiectare, investiții, achiziții și se afișează pe site-ul comunei. Da. O primă discuție, dacă vă amintiți, legat de acest, când am discutat de posibilitatea de a face această clădire anexă pentru centrala tehnică la dispensar, spuneam că sunt încadrăm undeva la 400 de milioane și ceva. Auzi, domnule președinte, din păcate, am întrebat la camera de dispensarul centrală, da. Și camera vechi de la centrală, unde este? Este de acolo dispensarul.
eu am fost acolo cu domnul consilier Nicodim și cu domnul locul, am vrut să-l văd și eu că cifra mi s-a făcut foarte mare iar. Și eu am o boală. Păi face casă cu 700. Clădirea în sine, construcția în sine are undeva la 4 metri. 15. 15, 4,80 am zis noi. Da, cam 15 cred că este, așa. Înălțime bănuiesc undeva la 2 metri jumătate, că nu... Da, așa, sus. Betoane, sigur, că așa, da. Ușă mare de acces, pentru că așa prevede legea, cu geam, cu geam de aerisire, așa. E destul de mare clădirea ăsta, canal, da. Construit, eu am intrat și unde a fost central, acum am intrat. Deci condițiile astea se justifică nouă? Acolo? Nu. Dacă vă amintiți discuția inițială, noi am zis că da, atunci. Dar au fost de 40.000 lei. Și ceva? 40.000 lei. Ei, nu 75.000. Ei, după. Nu, nu se veau. Nu, nu se veau. Ei, 900, dar bine, în ce timp se veau a crescut foarte mult. Da, își face un drept, își face un drept. A crescut foarte mult datorită ordonanței 114. 114. 114 vine cu ordonanța guvernului, 114 vine și suplimentează banii ăștia, că sunt destui la construcții. Deci eu, fără a vedea, și mie mi s-a părut mult, dar văzând totuși spațiul ăla, destul de mare este, că nu se lucrează, se face fundația acum. Treaba e că n-ar fi poate. Se lucrează acolo, problema este mai mult. Așa, de drumălui sunt când ne-i prins în buget. Deci nu rămâiți, de ce nu poate să pună centrala tot în vechea încăpere? Deci că trebuie un anumit spațiu cu intrare și ieșire dincolo. Păi acolo nu are. În primul rând, acolo ușa este în interior, nu este în exterior. Nu putem face ușa de exterior? Unde? La vechea centrală? La centrală veche. Încăperea unde a fost centrala veche. Eu am văzut-o, încăperea este mică. N-ai nici geam de aerisire. Păi, dar la exterior ușa centrală. Cum? Dar este numai ușa la centrală. Nu, nu e la exterior. Nu, nu. Înăuntru. Ne-am înțeles, înseamnă că ne-am înțeles că eu am întrebat de vechea cu încăperea centrală. Da, vechea. Aia spuneți că e mică. Eu v-am spus. Dacă e de 5 metri, nu e. 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 Dacă e de 5 metri, domnul Puiu, spuneți că ați fost acolo de asta, da? Vechea încăperii cât are? Ce spațiu are? Are 4x4, 4x3? Este, e lungă, e mai lungă și frumosă. Și are 2 metri lățime? Are 3,5. Și atunci, stați un pic, să înțelege că e cât mai mare cât o bucătărie sau cât un dormitor al doamnei, iartă-mă, cât are? Are 4x3, are 12, 10 metri pătrați, are? Are 3,5 metri pe 2. Bun. Și nu se poate face o ușă spre exterior decât să dai 750 de milioane, face o casă cuiva. Geam. Și geam tot acolo, dacă are o latură de 3 metri. Noi ne punem întrebări nouă, trebuie să dai eu pe ce am văzut. Ce am văzut, pe ce și vedeți. Ne dăm în părerea dacă el sau nu e. Nu specialiștii ăsta să ne răspundă. Nu știu. Avizările. Nu, dar banii de ei, dacă am avut prins așa ceva. Problema este așa că spune și domnul primar, banii nu ne acoperi. Nu ne acoperi cu banii ăștia. Deci atunci, eu zic să amânăm. Cum mai amânăm, mai stă și el acolo. Să ce zeli. Și ăștia se apropie, finalizare. Nenorocirea mare că ei lucrează efectiv acum. Da, ce să mai amânăm? Fundația este sărbată deja. Dar ei nu la detalii. Deci să mă fundația o să o deci, alte discuții. Alte discuții, înțeleg că s-au apucat micul de construit. Nu, de construit, nu. Să s-a pe fundație. Să s-a pe fundație. Acum, 75.000 de lei. Nu trebuie să vedem, noi avem, noi avem, dacă noi avem. În momentul ăsta nu avem. Și atunci, dacă noi avem, pe ce aprobăm? Deci. Pentru că noi atunci, dacă vă amintiți, diferența aceea de la canalizare care nu a terminat anul ăsta, baia acolo, baia acolo. Păi, dar este tot aia. Până la urmă se face nimic, că n-acoperi nici colo, nici colo. De ce nu mai lași o lună, două, să vezi ce se întâmplă, că după ea, plecat la 40.000 și ajunge la 70.000. O lună, două, e mult, că termină asta lucrările. Dar pară mai o săptămână, 10.000 și îi dăm într-o extraordinară. O chemăm și nu se poate. Aș vrea să explicați în concediu.
Dacă v-aș spus că costă 45.000 de lei, s-o fac cu 45.000. Așa nu. Ce deci între timp trebuie să luăm în calcul că au crescut cheltuielile cu ordonanța 114. A adăugat cel puțin 14-15.000 de lei. Păi da, dar le raportăm la toate au crescut cheltuielile. Nu, au crescut cheltuielile și atunci hai să metăm comuna. Păi dar ce cum am văzut mare avem? Păi domnul Dogariu, lăsați un pic și la canalizare, când am discutat de canalizare, aceeași problemă. Da, da, ați văzut că trebuie 10 miliarde de la bugetul. Au zis canalizare este canalizare. Și acolo ai un spațiu pentru centrală. Te folosești de la care l-ai. Îl mai cășă mie, poate mi-aș vrea și o altă casă. Dar o văd tot pe asta care o am și stau în ea, că n-am bani să fac alta. Deci, dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu avem varianta de a respinge acest proiect sau de a la mână? Nu? Sau să-l aprobă? De a respinge sau aproba sau de a mâna? Dacă mai aveți alte propuneri, eu sunt... Sunt sigur de nevoie să fiți tot, toată lumea vrea mai mult, toată lumea vrea ceva mai nou, mai mare, mai bun, mai tot. Toți vrem. Individual sau în comun. Domnul Zogariu, cum prima dată de mult. Domnul Zogariu. Saranul 3.000 de lei, saranul... Tot mai trebuie. Domnilor, am înțeles. A, ce spune. Poate să mă dea la fabrică, acum ce discuție asta. Nu, suntem nu faci. Domnul Zogariu, haideți să dați de propunere, am început. Nu să discutăm deci se pune la vot. Dacă sunteți pentru aprobarea acestui proiect, cine este pentru? Cine este împotriva acestui proiect? Nu mai avem și varianta cealaltă. Nimeni nu e împotriva proiectului, cum să fie împotriva? Amânare! Amânare! Și varianta amânare. Cine este împotriva? Nu, ați întrebat cine e împotriva. Mima. Și cine s-ar ține? Este pentru amânarea acestui proiect și discutarea de la acestui. Vă rog, cine este pentru amânare? Exact asta spune doamna Florian. Îl amânăm sau nu se la mâini? Că dacă au fost două propunere de a aproba sau respinge și că l-a amânat a doua propunere de a amâna. Nu pot să vă propunere, poate vreau să mă abțin. Îl retrage. Întreba cine e pentru, cine e împotrivă și... Am întrebat cine s-a ținut și nu s-a ținut. Ați întrebat cine e pentru amânare. Eu nu sunt pentru amânare, eu m-am abținut la votul ăsta. Păi, ați venit cu propunerea, acum, până acum ați discutat și ați fost prima dată ideea de a lua amâna și acum... Nu, nu rezolv nimic dacă la mâini și vin la viitoare cu el. E un proiect. De ce să nu există posibilitatea să amânăm în vreo discuție ulterioară? Sau să retragă domnul primar de pe ordinea de zi? Nu avem și posibilitatea asta? Păi da, dar trebuia să retragă până acum, nu supuneți la fost și bani, spuneți dacă îl retragă. Păi dacă atâtea discuții vis-a-vis de... Păi ați început votul, domnul Cui, dar terminați votul, ați început votul, ați întrebat cine este pentru, a fost doamna, cine este împotrivă, nu a fost nimeni. Și întrebați cine este, cine s-a ținut, că trebuie să-mi termin. Așa, și nu mai întreb cine este pentru doamna. Dar nu văd sensul. Dar votăm, oricum votăm. Nu știu cum vreți dumneavoastră, doamna secretară, dumneavoastră, vă doriți. Dar votul trebuie terminat, la nu cer votul. Da, nu sunt întrebare, ce sunt întrebare? Doamna secretară, cine s-a abținut? Da, nu sunt întrebare. Poftiți? Nu s-a pus întrebarea cine se abține. Da, domnilor, cine s-a abține, poftiți. Dar pentru ce? Pentru amânare? Domnilor, hai să vă spun un singur lucru. Din punctul meu de vedere, a ne abține înseamnă că suntem incapabili de a lua o decizie. Și cu asta am dat discuția. Da, poate fi dat și așa. Bă, dacă nu... Poate nu vrem nici alea, nu vrem nici alea. Da, nu vrem nici alea. Da, nu vrem nici alea. Dar nu am nimic. Sunt împotrivă că ți-o ridica suma. Deci mi s-a spus 450.000 de lei prima dată. Și acum vine cu 750.000 de lei. Deci eu sunt la prețul ăsta. Nu sunt împotrivă cu ăsta. Asta stați un pic, nu înțelege. Ce propunere aveți la abținere? Poftim? Ce propunere concret aveți dacă o abțineți? Dar nu avem niciun propunere. Deci mai nu sunt eu ca oameni.
dar la fiecare public eu nu mi-am deschis. Da, exact asta înseamnă, adică noi discutăm în fiecare proiect, cine este pentru, potrivă sau abține. Și la asta mai ai putea să zic în potrivă ori sunt pentru. Domnul Puiu, putem termina votul pe proiect? Puneți proiectul la vot, lăsați amânare. Păi, și n-ai fost discuții. Puneți la vot, puneți la vot. Am fost pentru două persoane, am fost pentru două persoane, cine zice, el la deșoară. Păi și dacă nu trece să-i reface, să reformulează, spune iar în discuție. Trebuie să contactizează la votul împotrivă. Completarea regulamentului de organizare funcționare a aparatului de specialitate al primatului Comuna Său, aprobat prin HCL 94 din 20.12.2018. Se aprobă completarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primatului Comunei Său, aprobat prin HCL 94 din 20.12.2018, cu atribuții noi, cu atribuții noi pentru compartimentul întreținere drumuri și poduri, forma completă a regulamentului fiind prevăzută în anexa ce face parte integrată din prezenta. Proiectul va fi... Secretarul Unității Administrative va comunica în termen legal efectul județului Bacău, primarului compartimentului de specialitate. E vorba de autocamionul care l-am achiziționat, trebuie să apară ca și activitate transport de mărfuri, adică mărfuri, pământ, balast și cărăm. Bine, da, și atunci trebuie. Da, vă rog, discuții vis-a-vis de ce spune. Domnul secretar, în organigramă cum apare? Deci este compartiment transportul? Nu, ca compartimentul transportului de locale cu cele două probuzii. Aici e compartimentul de drumul și poduri. Acolo au intervenit modificări. Deci atribuțiile astea, noile atribuții, sunt trecute la compartimentul întreținere de drumul și poduri. Și acolo o să aveți articol separat privind transportul intern, care înseamnă locul basculantă sau care acolo modificați atribuțiunea. Da, 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 acolo s-au modificat. Dar la compartimentul de întreținere de drumul și poduri. Câte imposturi sunt pe drumul și podul de acolo? Nu știu ce să zic. Trebuia să văd organigrama. Pentru că acolo unde aveți șoferul cu basculanta, acolo sunt atribuții. Acolo da, trebuie da, să fii. Acolo. Da, da, da. La paragraful M, articolul 24, de la M, la modificările. Da. Deci astea sunt atribuții. Atribuții vis-a-vis de... Acolo este șoferul care lucrează pe mașina aia. Da, 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 da. Autorizația pentru transportul de mărfuri acolo se dă. Da, da, da. Alte discuții, vă rog. Votez, domnule. Da, nu mai sunt alte discuții. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri.
Înainte de a trece la probleme diverse, pentru că am terminat ordinea de zi, ați avut încăsat dosarul de la comisii, adresa de la instituția prefectului, de la comisia de atribuire de denumiri a județului Bacău, prin care s-a comunicat respingerea lucrării spre refacere respectiv nomenclatorul stradal. Nu pot să vedeți. Și ne fac și câteva recomandări vis-a-vis de acest aspect. V-am să le citesc subțint, așa ca să... poate nu toată lumea a văzut. Respinge lucrarea spre refacere din următoarele motive. 1. Nu se acordă denumire de stradă în numele localității. Strada Lunci în satul Lunca, strada Straja în satul Straja, strada Ciobănuș în satul Ciobănuș, strada Pătiniș în satul Pătiniș. 2. Pentru personalitățile locale, ale căror nume sunt date străzilor, trebuie să întocmiți câte o scurtă prezentare. Recomandăm atribuirea de mai multe nume de personalități locale, preoți cu merite deosebite, cadre didactice care s-au remarcat, primari destoinici, eroi din războiul de independență și din cele două războaie mondiale, nu că nu sunt de acord de numiri la persoane în viață, atenție. Nu, nu merge? Nu, nu, nu. Personalități din diferite domenii afirmate la nivel regional sau național, în locul numeroaselor denumiri de arbori și alte plante care cresc în toată țara. Nu se dau denumiri nume de persoane în viață. Yeah. Deci nicio șansă. Deci nu putem să spunem nicio șansă. Pentru fiecare sat al comunei veți întocmi câte un tabel după modelul de mai jos. Tabelul, mie mi se pare subțirel tabelul, adică tabelele noastre au fost mai complexe decât ceea ce ne solicită aici. Deci un tabel care are 4 rubricații, numărul curent, denumirea străzii și delimitarea și observați, de la până la. Noi am făcut un tabel mult mai complet. Mult mai complet l-am avut, dar mă rog. De bine că aveam date. Recomandabil este să anexați copii după punctul comunei, din care să rezulte localizarea satelor și după planul lui fiecărui sat, în care să marcați fiecare stradă cu câte o culoare, culoare punctată, etc. și legendă. Ia, mă rog, nu fac comentarii, dar nu. O să trebuiască zeci de mii de semni ca să putem să marcăm aceste străzi. Nu știu, chiar... Pentru lămuriri suplimentare, dacă este cazul, vă rog să mă contactați la numărul telefon. Președinte, domnul... Elică Munteanu. Elică Munteanu. Fostul director de la Arhiepiscopia. Da. Deci trebuie să o luăm de la capăt cu... Câtă muncă... E, dar ies din... Acum bine, da, nu mai este atât de mult. Grosul este făcut, dar trebuie... Mai trebuie să haideți să ne înțelegem, că Consiliul Local și-a făcut datoria. Primarul cu aparatul de specialitate face, îndeplinește toate condițiile alea când e gata, îl supune acolo. Cum să știi făcut dacă noi am votat într-o anumită formă acel nomenclator și acum ne cere să schimbăm radicalul? Poate să apuce aparatul primarului să modifice tot nomenclatorul când a fost aprobat? Deci, îl modifică, îl aduceți, îl supune din nou aprobat. N-am spus că nu... Domnul Dogariu, astea sunt recomandări, spune-mi doamna... Și o a plăcut foarte mult, dar în legislație nu este văzută obligația noastră. Este cu titlul de recomandare. Trebuie să facem tot ce trebuie ca să vă mai dăm o formă. Da, vă rog, acum haideți să trecem la ultimul punct al ordinii de zi, diversele. Cine se înscrie la probleme diverse. Deci, domnul Dogariu, domnul Bobeică, domnul Potoroacă, domnul Ciobănașu, domnul Nicodim. Atât? Și eu. Domnul Dogariu. Vreau să întreb domnul primar, câte comisii s-au făcut în ultimii 4 ani, 5 ani, vreți domn primar, pentru concesiunea care o avem către Asociația Pescătorilor Animale cu privire la izlaz. Câte comisii s-au făcut în ultimii ani pentru verificarea lucrărilor și cine, care sunt persoanele care au făcut parte din... Întreb și eu, l-am întrebat și eu, dar nu știu să spună. Comisiile le înființează primarul. E apanajul dumneavoastră... Comisii.
dispoziției date de primar. Dispoziție date de primar și se ființează comisie de verificare a lucrării. Dispoziția este mai din urmă. Nu, avem o comisie în ultimii 4 ani. Era consilierul trecut din zona... Și atunci se înțeleg că noi astăzi ați dat o dispoziție și nu s-o ținut cont de ea să se formeze măcar o comisie în 4 ani de verificare a lucrărilor? Dar nu poți să-l verifici, adică să vedem dacă se respectă. Da, pentru asta. Eu am făcut parte dintr-o comisie dispusă de dumneavoastră. Nu frumos, nu am să ne lămurim. În 2008 sau 2009, exact nu mai știu, am făcut parte dintr-o comisie la dispoziția noastră, care am fost în teren și am verificat lucrările făcute de Asociația Crescătorilor Animale, domnul dr. Stanciu. De atunci eu nu am mai văzut, n-am mai auzit. Poate nu știu eu. Mai sunt, au mai fost comisii, l-au mai verificat cineva vreodată. Știi? Verificat nu APIA, dar noi am concesionat. Noi am dat suprafața de... Așa, și doi, probabil că acum nu le aveți nici dumneavoastră. Vreau să întreb care sunt costurile securizării primăriei și a grajului din vecinătate și ce implică securizarea. Vezi, ia zi, îți vorba de 19 camere de oameni. Adă documentația, nu faci. Nu, dar poți să-mi spui date, că nu uităm după ce... Marea de secrește a interne și a scris că primăriei nu este dotată cu... Nu mă, ce proiectul ăsta ce prevede? Și ne-a dat avertismentul. Și suma? Suma pentru... Adică dacă ne puneai o să... Spune de ce se compune și de ce se compune. Și de ce se compune. Primării, eu vă spun, buton de panică, buton radio 4 canale, expandatorul, cutii, senzor, bir, tot e o cutie în care... Dacă nu, pentru ce te... Va poate vreau să știi consilieri, dar nu citești. Citește el tu și vedem și suma care e, suma totală. Deci pe primărie 58.35 cu TVA. 58.35. Da, cu TVA. Partea de poliție în zona aia acolo, 41.20. 41.100. Și extinderea de la Bobiceni până la scaune, până la scaune, cu camere și cu fibră, cu tot. Și extinderea de la DN, de intrarea DN până după curbă, la 500 de metri. Bun, și nu s-o considera necesar că la școală, la o școală, să aibă cameră, școală, bani, dar are școală, are școală. Are? Și de monitoriza strada și în curte. Când a intrat ăla cu Săcurea, de l-au văzut. Ei iau la școală la lor. Școală are lor. Bun, deci. Și erau strict necesare că să... Așa, siguranța oamenilor să merg. Aici la 100 la 300. Că adică mi s-a părut aberant să securizăm grajdul ăla, și în loc să ne uitam aici, să vă făcut voi cum de lucru, să faceți documentație pentru așa a cerut un expert. Securizăm grajdul și urmează să vă mutați într-o clădire ca oameni. Mută de acolo tot aici. Da, și securizarea și pacul și senzor și atacul de bani. Total e un miliard ceva? Poftim? În total e un miliard. Un miliard, da. Sunt. Restul... Faceți o interpelare. Nu am de ce să fac, eram curios să aflu ce am aflat. Putea să aflați un... De ce? Cum s-a aflat? Poate să vă interesează. Eu am făcut de pe am venit așa. Alte probleme mai aveți? Nu, poate. Mulțumesc. Dacă mai aveți, dar nu mai spune. Nu mai aveți. Trebuie să facem. Trebuie să facem. Vă rog să-l ascultăm tot. Dacă la această oră, serviciul public de apă și canalizare și începe, când își începe activitatea serviciului public de apă și de canalizare cu sediu în acest complex? Când își începe activitatea? Și ce demersuri s-au făcut ca să se facă, pentru serviciul ăsta să se amenajeze cu tot ce trebuie? În condițiile în care serviciul care are declarat sediu aici și își începe activitatea, la fel se poate face și pentru poliția locală, sunt atâtea spații să securizeze cu tot ce trebuie și să asigure tot ce trebuie ca nu să investească bani de pomană în zona aia. Rămâne să-mi dați un răspuns când scoateți hotărârea de Consiliul Local cu trecerea în patrimoniu public a complexului comercial. Altă întrebare. La începutul anului, dar în 31.1.2019, ați avut ordinul numărul 77 a instituției prefectului, prin care ați avut o tematică de control pe care trebuia să o îndepliniți. Am în față documentul care spune așa.
verificarea măsurilor întreprinse de primari în calitatea lor de reprezentant al statului în unitatea administrativă teritorială. La punctul 3. Prezentarea în primul trimestru a raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a UAT, potrivit articolul 63, alineatul 3 din legea 205. Vreau să vă readuc la cunoștință, domnule primar. Da, domnule. De atâta mari de ani, de fiecare dată, Consiliul Local și în special eu, vă cer la mod expres să vă îndepliniți obligațiile, să prezentați Consiliul Local raportul anual. Ați prezentat în 2015, în 2017 și câțiva ani mai urmă, din 2 în 2 ani. Așa, dumneata, ai zis, lasă, vă rog frumos. Lasă la școală la ședință. Vă rog frumos. Și am văzut că nu prezintă interes, mă să-l dau pe site-ul comunii și asta deci, eu vorbesc de ordinul prefectului, nu vorbesc de ce vreți dumneavoastră sau ce vreau consilier. Eu vorbesc ce a fost și ce o să fie. Deci în anul 2018, da. În 2019, raportul pentru anul 2018, în anul 2019, suntem în trimestrul da. Al doilea. Ați prezentat raportul Consiliului Local? O să-l prezint. Ca să îndepliniți ordinul. Da. Ca să îndepliniți ordinul prefectului, nu da. Vrut a cărui... Deci ordinul, este ordinul prefectului. Da, mai dau răspuns? O să-l prezint pe site-ul cu localității. Vă rog să-l luați de acolo. Nu pe site, domnule, Consiliul Local. Vreau să spun de aici să vă... Dumneata mai dat deoparte. Conduceai ședința, ai uitat? La școală sus? Păi așa au făcut Consiliul. Nu, gata, gata, nu mai e nevoie, nu are importanță. La revedere. Asta au făcut consilierii. Dumneavoastră prezentați... Dumneavoastră prezentați Consiliului Local raportul. Da, mi-am notat. Mi-am notat. Eu vă întreb, de ce nu l-ați prezentat până acum? N-am vrut. Așa spuneți, că n-ați vrut. Așa. Deci nu vreți decât din 2 în 2 ani să prezentați raportul. Bun, așa, ca să știți. Da. De ce nu prezentați raportul? Așa. Altceva. Elaborarea proiectului de strategie de dezvoltare urbană și teritorială și supunerea aprobării Consiliului Local. În ce stadiu sunteți cu el? V-am aprobat anul trecut tot ce s-a dorit legal de asta. Proiectul de strategie de dezvoltare urbană și teritorială. Aveți un răspuns? O să-l pregătesc la următoare ședință. Așa. Nu vin cu fișetele aici și cu toate înregistrările. Da, am înțeles. Da, informarea semestrială a Consiliului Local referitoare la stadiul de înscriere a datelor în registru agricol și supunerea spre aprobarea măsurilor pentru eficientizarea activității. Bun. Și acum, dacă tot am ajuns aici, vreau să vă întreb următorul lucru. Aveți atâta mare de hotărâri de Consiliul Local care v-au fost aprobate și nu vreți să le puneți în funcțiune. Care? Deci, ați avut regulamentul privind pășunatul în comuna Său. Trebuia să prezentați un program de pășunat în comuna Său și autorizarea stânilor și așa mai departe. Scrie destul de clar acolo cu tot ce a fost. N-ați prezentat nici la ora asta de 2 ani. Nu aveți nicio stână, mi-e exact. Ce-ți prezintă? Nu am putem. Trebuie să scrie la ei. Ce? Nu faceți. Ești primar. Viceprimar. Și-a prezentat raportul? Tot în baza legii, nu în baza... Pentru că până la ora asta și-au prezentat raportul pentru anul ăsta trei consilieri care sunt puse pe site-ul primării. Deci primarul să aibă raportul în stare economică, socială a localității. Nu, domnule, legea spune că își prezintă separat raportul Consiliului Local. Nu amestecați în așa lucruri cum vreți să ne de acolo. Nu e stare economică, socială, eu muncesc fără vicii. Da, trebuie să-l prezintă. În ăla intră tot. Îl punem la pulă, îl pune și îl prezintă. Să vină să-i spună ce l-a făcut.
Eu nu-i zic raportul primarului, nici în anul trecut. Stare economică, socială și de mediu. Vă arăt-o, domnule, că în 2015 a scris raportul primarului pe el. Păi ce scris? Păi dar n-ai altă treabă, că îți ție licență. Ce scriu? Băi, așa se ajunge primarul. Da, da, da. Băi, da. Mai aveți probleme? Ușor. Mai am o problemă care trebuie să ne dați o răspuns. Vă cerut prefectura așa, stadiul implementării proiectului național de înregistrare sistematică de cadastru, care a fost făcut în baza niște legi. Și ați avut pe partea asta de cadastru gratuit, s-a început un cadastru pe partea aia de chinet în gol. Da. Să ne prezentați o situație, în ce stadiu este acum? După cum știți, am mai discutat treaba asta. Asigură 102 lei de imobil, din care cu TVA cu tot. Acum, noi am făcut un contract din nou cu OCPI-ul Bacău. Am scos la licitație, nu s-a înscris nimeni decât după nu știu câta oară a venit tot topul sistemul Enești, care solicită 260 sau cât doamne? Încă 160. Încă 160 de lei în plus față de 102 lei. Această sumă trebuie să o punem noi. Ca să punem noi la numărul de imobile care e cuprins acolo, numai pe dealul Comăneștiului, ne costă 470 de milioane în jur, că chiar și ieri am discutat. Cât? Mii. 460 de mii. Așa. Poate pune cetățeanul diferența. 4 miliarde. Și în condițiile astea noi nu avem din bugetul ăsta, că tot unii se neagățăm, tot de banii ce e la canalizare, că poate rămâne ceva, nu-s parale. Și azi am răspuns la societatea, la topul sistem, că din lipsă de fonduri, anul ăsta nu putem continua. Nimeni nu s-a înscris alții, nici mai ieftin, nici mai scump, și asta e treaba. Și mai vreau să ne mai răspundeți la următoarea treabă. Dacă s-au ținut conform tot unui hotărâri din Consiliul Local, împărțirea banilor pentru biserici și activitățile culturale, pentru că program cultural n-a fost prezentat. Comisia. Da, s-a ținut, s-a rezolvat tot din calapare. S-a ținut, s-au repartizat sumile. Și a scos hotărârile din Consiliu prin care să repartizează? Cum ai să scos? Nu s-a pe conform regulamentului făcut de dumneavoastră, comisia și-a făcut repartizați sumile. Păi eu repartizat sumile, da. Dar sumile astea se plătesc de către comisie sau de către primar se plătesc? De ordonatorul de credite, mai în baza unei hotărâri. Mai explicit puteți fi? Da, adică după ce comisia a terminat de repartizat, că acolo se bagă niște proiecte, nu vin așa comisia după aia, sumile repartizate, să face hotărâri de Consiliu și să repartizează. Unde scrie hotărâri de Consiliu? În lege scrie. Conform regulamentului dumneavoastră s-au făcut contracte și au fost atribuite sumele. Deci conform am respectat regulamentul, v-a dus dosarul la comisie sau acum dacă... S-au făcut contracte. Conform regulamentului pe care dumneavoastră l-ați inițiat. Deci au respectat exact prevederile acelui regulament. Deci, acum din hotărârea din Consiliu, la data respectivă, deci de 2 ani de zi, până și ceva de când lucrez, am respectat regulamentul, v-am doamnă, dacă s-au repartizat, s-au câștigat, s-au... Când mai copiați regulamentele care le aduce la primărie, le-ați și citiți-le. Când ați l-ați copiat undeva, l-ați avut, noi l-am votat și... Probabil n-ați dat uitat ce a scris acolo. Și în luna, anul trebuie v-ați scris. Că cheamă contractul, contractul. Nu, dar avem o problemă cu asta, cu banii. Nu? Și la mână cu banii. Păi nu. Să știi. Aș vrea să știu de ce s-au stabilat pe mediția materiei a dispensat. Da. Nu s-a zis la nimic. Aparentul s-a mai lucrat în exterior, dar s-a lucrat în interior.
Da, din cauza calorii, din cauza calorii. Se lucrează din interior. Și eu m-am interesat, mi s-a părut că nu se mai lucrează. Da. Nu, se lucrează. Rog așa, doar de cuperiți. Ardosia l-a scoasă. Eu am întrebat, de s-a lucrat la interiorul. Păi nu începe stomatologie. Nu sunt singurul care trebuie, să știți chiar tot. Da, mă, eu m-am dus și m-am dus și m-am interesat. Adică se lucrează. Dar vreau să știu, putem să... Nu știu, domnul primar, dacă ar putea, solicităm poliției, nu poliției locale, facem ceva să respectăm, sau să respecte viteza de circulație în comun. Pentru că după ora 20 este jal. Nu o să facă. Este jal de cum se circulează. 80-90 la oră este viteza de... De croazieră, așa. Da, a fost izolitit din subiect. Altă problemă, o promis domnul primar că acum la rectificarea din bugent, podul la parte. Având în vedere că în primăvara asta s-a întâmplat atâta catastrofe naturale în țară, peste hotare, când putem rezolva și noi regularizarea la pula parte. E pentru ultima oară când vă mai zic, e 3 ani de când, în fiecare an, vă spun. Eu vă spun că pentru ultima oară când vă spun că nu sunt bani. Chiar nu vedeți legea, nu vă muri. Bace, 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 la un moment dat, la un moment dat rămâne într-o idee. Nu sunt bani. Și acum, cum spune mama, nu sunt bani. Și noi, contribuabilii, nu are rost să mai plătim. Dacă nu sunt bani, nici noi nu trebuie să dăm. Dar eu am împărțit bugetul localității, dacă eram eu doar la fel, ca și dumneavoastră. Pacea e mai importantă, pacea altă e și mai importantă. Cum, doamne, când am venit de la ASPI, faceți înscris ieri, el face hârtii, fără hârtii. S-a discutat în Consiliul Local bugetul, ați văzut câți bani, cum sunt și nu i-am împărțit nici eu, nici vicii, nici matale, împreună. Am zis, acolo o leacă, acolo o leacă. Păi de atât am, domnul primar, și acolo am văzut că vă înghet oamenii acolo. Mereu vine cu spiaul. Și n-ar fi o lucrare așa de mare. Ai, Doamne, deci dacă vrea 100 miliard pentru o casă... Alte probleme, pentru o casă, dacă face regimii... Ai văzut alte probleme? Nu, atât, doamne. Mulțumesc, domnule primar. Domnule primar, eu vreau să întreb ce se întâmplă cu incendiile la canalizare. Pentru că organizarea de care s-a vorbit de atâta timp, suntem în luna a șasea și nimic, nimic. Bănuiesc că din luni ce? Cu mare la județ am vorbit ce ne-a produs că luni a dus de la Iași avizul de la Consiliul Național să aibă la Consiliul Județean acolo pentru totul rău la serviciul așa care se ocupă și azi, mâine, aștept telefon să ne vedem să putem da autorizația de construire. După socoteala noastră, cred că luni încep. Noi ne-am lungit cu drumurile naționale, cred că 3 luni. Nu ne-am lungit din gâna noastră. Noi tot anul înapoi, în jurul altei modificări de proiect, altul la mâine. Dacă trece anul, trebuie să ne dăm un rog și pe toată lucrurile. O să înceapă cu stația de evaluare cu extindere de apă. Dar nu se dă, nu se dă. Nu ai văzut un prezent, nu ai văzut. Am înțeles,
se rămâne aici. Aici, nimic? Cu concedii, concedii. Concedii. Da, haideți să vedem problema referitoare la organizarea ședințelor pe perioada de vară. Pentru că sunt foarte multe concedii și așa, ar trebui să încercăm să organizăm în așa fel încât să poată asigura prezența la ședințe, pentru că o să fie o problemă. Dacă nu ne spunem acum perioadele în care suntem plecați, care avem bilete, stațiuni, vă rog, care decorizează să plece, ca doamna secretară să știe cum organizează aceste ședințe. Păi nu, dar uite la început, pe 7 pleacă dumnealui, pe 10, care pe 5. Eu rămân la ideea și părerea domnului Dogariu, vis-a-vis de faptul că sfârșitul de lună totuși era bun. Păi ce? Careva are împotriva, adică poate... Păi nu, să vedem vizionare. Dacă cineva are preconizat să-i zice. Deci, vă spun că nu am știut toți că avem în ultima săptămână din lucru, avem ședință. Da, și marea majoritate și-au programat. Am făcut concert. Da. Da. Eu ce-i drept așa am găsit. Pe care pe 7. Tu nu pui, dar n-ați plecat? Pe 7. Adică plec pe 5. Soțării mai din 7? Plec pe 5. De joi. Se plunge pe 7, dar plec cu 2 zile înainte, când trebuie să mă duc și până la plec. Domnul Bobic, nu mă întrebați când pleacă? A fost domnul Bobic, nu mai are. Păi iulie, uite, 31 miercuri, 25 joie. Pe 25 joie, la finalul iulie. Că dacă o fi ceva urgență, e mai extraordinară. Dacă da, e ceva. Așa ca principiu, deci rămâne tot pe finalul lunii. Dar nu este 31. Să rămână 25 iulie. Domnul Țuțu, 25 iulie ar fi bine? Nu plecați, nu? Nu plecați? Ba da, nu sunt. În 31? Pe 19. Pe 26 am. Pe 25 suntem de nimic. Pe 25, dar vreau să-ți 24-27. Băi, la urma urmii, e statutar, am să nu se iei ceva. 19-27? 25. Deci, mai întreb o dată, 25 ar fi o idee bună, 25 e bine. Da, e bine. Da? Doamna Florina, e bine? Domnul Luca, e bine? 25, așa să rămână. Nu mă aștept să mă întreb, domnul Luca. Da, deci în principiu rămâne pentru luna iulie 25, apoi că august discutăm în iulie. Ca să nu mai complicăm, pentru că acum discutăm de pe august, deja ne vedem cum ne aranjăm atunci. Da, problemele fiind epuizate din ordinea de aici de la discuții, vă mulțumim pentru participare, vă mulțumesc pentru colaborarea pe perioada cu capul președinte de ședință și concediu plăcut la cei care pleacă.